Serie de jafuri în municipiul Deva. Hoții au prădat mai multe cafenele și magazine alimentare în doar câteva zile. Aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce au spart o cafenea, iar videoul a fost postat pe rețelele de socializare de administratorul localului. Acești doi hoți, în noaptea de joi spre vineri, 15 spre 16 noiembrie, au spart o cafenea în Deva. Îi recunoaște cineva? Jaful a avut loc în jur de ora 2 noaptea. Din păcate, în Deva se dau tot mai multe spargeri. Ieri noapte, marți, s-au spart patru locații, dintre care una era o alimentară de cartier. S-ar putea să fie aceeași hoți, dar la Leo, unde s-a petrecut jaful, unul dintre cei doi a mers direct la locul unde ținem banii și nu e un loc deloc la vedere. A mers direct la sursă, i-a luat și a plecat, nu a căutat, a comentat administratorul cafenelei. Marți, aproape de miezul nopții, a fost jefuit și un magazin de unde hoții au furat 20 de cartușe de țigări. În ambele cazuri, Poliția Municipului Deva a întormit dosare de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de fo curs calificat. Colegii mei au ridicat mai multe probe în urma cercetării la fața locului în cele două furturi. De asemenea, există constituite cercuri de suspect. Polițiștii speră ca în cel mai scurt timp să îi identifice pe autorii acestor fapte.